Viața unui băiat în vârstă de 15 ani din Botoșani a fost pusă la grea încercare duminică după amiază. Fiind foarte cald afară, el a mers la scăldat într-un iaz din comuna Corlăteni. Pentru că nu știa să înnoate, băiatul a dispărut sub apă. Martorii au reușit să-l scoată, au sunat la 112, iar medicii, sosiți în grabă, au reușit să-l readucă la viață. Echipajul de terapie intensivă mobilă a fost solicitat pentru un copil în vârstă de 15 ani, cu o comă glescău 5, secundară unui în nec. A fost preluat de medicul de pe timp, a fost intubat, sedat, relaxat, ventilat mecanic și a fost adus către UPU Pediatrie pentru investigații și tratament de specialitate. Medicii l-au transportat pe copil la spitalul din Dorohoi, însă de acolo a fost transferat la Iași cu elicopterul SMURD. La spitalul de copii, medicii au făcut chiar imposibilul pentru a îi salva viața. Starea generală a copilului este ameliorată față de momentul prezentării în Spitalul de Copii Sfânta Maria Iași. În cursul dimineții, pacientul a fost detubat, este conștient, cooperant. Este în continuare în secția de terapie intensivă, întrucât este un pacient cu risc, care oricând pot să apară complicații. Băiatul va fi monitorizat timp de câteva zile, apoi va fi externat.